găsit! Sunt Alina Nenu și vă invit să urmăriți știrile dimineții la Antena 3 Vâlcea. Școala online a devenit obligatorie, dar din păcate nu toți elevii pot avea acces la ea. Și nu lipsa internetului sau a tabletei ar fi principala problemă, ci lipsa curentului electric. În această perioadă, din ce în ce mai multe localități din județ trec în scenarii care presupun susținerea cursurilor online. Însă școala de acasă este în continuare o utopie pentru elevii din mediul rural, care fac parte din categorii dezavantajate. Pentru mulți dintre aceștia, curentul electric este un lux pe care nu și-l permit. Nici nu se mai pune problema de televizor, calculator și internet. Andrei este un băiat de etnie romă din comuna Bujoreni. Are 12 ani și visează să devină fotbalist. Merge la școala din localitate și este în clasa a 6-a. Îi place limba română. Este nevoit acum să studieze online și îi este foarte greu, pentru că în cămăruța în care locuiește nu are curent electric din cauza facturilor neplătite. În urmă cu puțin timp, Andrei a primit din partea unor persoane inimoase un generator cu ajutorul căruia poate să-și încarce telefonul donat tot de niște oameni mărinți. Băiatul poate astfel să aibă acces la școală. Cum e la școală? Cum te descurci? Cât de cât bine. Da? Da. Cum faci tu școala acum? Având în vedere că este pandemie, având în vedere că trebuie să învățăm online, să învățați de fapt online. Am primit un telefon, tot de la domnul Sebi, de la care am primit și generatorul. Da. Uitați-l, ăsta e telefonul, fac pe el online. Și cum faci? Cum te descurci? Ai internet? Da, pe cartelă. Internet pe cartelă. Da. Astăzi ai făcut lecții? Da. Da? Când ai avut ore? Am avut 2 ore. Da? Ce, da. La ce materii? La matematică și istorie. Da? Și cum a decurs totul? Ai văzut-o pe doamna acolo? Telefon? Da. Da? Ne arăți și nouă cum e. Este un program, bănuiesc. Așa, ia să vedem. Ia. WhatsApp. Da. Grupul de fotbal. Așa. Aici e matematică. Da. Și v-a dat lecțiile acolo? Da. Ce să faceți, nu? Da. V-ați și văzut? Da. Da? E un program special pe care lucrați? Nu, e WhatsApp. Doar pe WhatsApp, da. De fapt, vă trimite doamna lecțiile acolo. Da. Băiatul locuiește împreună cu 2 mătuși și 2 verișoare mai mici. Părinții l-au abandonat când avea doar 3 ani. Cei 5 reușesc cu greu să-și asigure traiul zilnic. De unde aveți bani? Totuși, am mai plecat. Ne-am mai dus la muncă în străinătate. Mai la adunat de sticle acolo în Suedia, în Italia, mai pe unde ne-am descurcat. A stat acasă cu copiii și eu am mai plecat. Acum nu mai pot să mai plec, trebuie să mai îngrijesc și de ea, că e prea vede. Andrei este un băiat muncitor, își ajută familia în gospodărie și doar el știe să pornească generatorul de curent. Pornește cam greu. Ministerul Educației a luat noi decizii în ceea ce privește învățământul online. Acestea nu vin în sprijinul celor care nu au curent sau internet, așa cum era de așteptat, ci doar îi obligă pe părinți și elevi să semneze o declarație angajament legată de aspecte deja reglementate de Legea Educației Naționale. Ministerul Educației și Cercetării vine în sfârșit cu decizii privind desfășurarea activității în contextul orelor online. Nu este o decizie în sensul asigurării tehnologiei necesare pentru cei care nu pot participa la ore. Este vorba doar despre obligativitatea completării unei declarații angajament de către părinți și copii. Această declarație nu face decât să reamintească prevederi deja existente în Legea Educației Naționale și punctează următoarele 3 aspecte. Desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei, prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și interzicerea înregistrării sau distribuirii orelor online. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt neclarificate, adică mulți copii încă nu pot să participe la orele online, nu au dispozitivele necesare, nu știu dacă trebuie să țină camera pornită sau camera oprită, dacă este ceva obligatoriu. Încă așteptăm poziția
ISJ-ului pentru cu privire la acest lucru. Niciunul dintre aceste aspecte nu reprezintă o prioritate reală, având în vedere că încă există elevi care nu pot participa la aceste ore. Oare și aceștia trebuie să semneze declarația? Având în vedere că situația asta a pornit de prin martie și încă suntem în programul online și încă nu avem răspunsuri, nu știu cât de mari sunt speranțele să se găsească o rezolvare prea curând, dar noi o să încercăm să forțăm să primim aceste răspunsuri pe care trebuie neapărat să le primim. Astfel, asociațiile de elevi din România și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți solicită Ministerul Educației și Cercetării să elimine noile declarații pe proprie răspundere, acestea fiind inutile. În aceste demersuri este implicată și Asociația Vâlceană a Elevilor, asociație care și-a exprimat mereu interesul pentru binele elevilor și pentru dreptate. Am încercat prin aceste comunicate, prin diferite proiecte pe care le-am făcut. Încercăm să atragem atenția că anumite lucruri nu sunt ok, însă sperăm să primim și un răspuns, pentru că momentan să zicem că suntem puțin ignorați. Administrația locală continuă demersurile pentru implementarea conceptului Smart City. Se dorește astfel ca orașul nostru să devină prietenos pentru cetățeni. Aceștia se vor putea bucura de facilitățile oferite de digitalizarea serviciilor aparatului administrativ. Încă din mandatul trecut, Mircea Gutău, primarul Râmnicului, a început implementarea conceptului Smart City pentru municipiu. În prezent, câteva proiecte se află încă în faza de implementare, toate acestea beneficiind de finanțare europeană. Unul dintre acestea presupune reducerea birocrației și simplificarea procedurilor online prin amplasarea unui terminal de tip self-service aflat în curs de montare în pasajul pietonal subteran Cozia. După ce va fi instalat, acest dispozitiv va permite scanarea de documente și efectuarea de plăți cu cardul pentru toate categoriile de sume datorate bugetului local, impozite și taxe locale, chirii, redevențe, concesiuni sau amenzi. Râmnicul Vâlcea se vrea un oraș inteligent, iar una dintre cele mai noi investiții în acest sens este acest aparat abia montat în pasajul din centrul orașului. Cu acesta vom putea trimite către autorități documente în format electronic mult mai repede, iar astfel vom scăpa de birocrație. Principalii beneficiari ai terminalului tip self-service, cetățenii, au păreri împărțite. Da, este un lucru foarte bun pentru acest aparat, da. Credeți că o să fie o reușită? Oamenii o să aibă încredere să vină să trimită documentele cu ajutorul acestuia? Da, pentru că avem foarte multă birocrație, deci vom evita cozile de la ghișee și e foarte bine. Birocrația nu se reduce cu asta, părerea mea. Nu credeți că va fi folositor pentru oraș? Pentru ce? Ca să ducă unul să-și plătească o factură sau ceva sau ce are. Birocrația nu se reduce așa. Se ia exemplu primarului de la Oradea. Și majoritatea președintelor Consiliului Județean se ia... Pentru că e un exemplu în țara asta care l-a dat. Acest terminal despre care am vorbit mai devreme va putea fi pus în funcțiune, estimăm, prin ianuarie anul viitor. În domeniul transportului în comun, primele demersuri au fost efectuate încă din anul 2016. În continuare, vor fi modernizate 90 de stații de călători prin instalarea de panouri de informare și automate de vânzare a biletelor, modernizarea a 19 intersecții rutiere și a trecerilor de pietoni prin semaforizare adaptivă. La acest moment, proiectul este în faza de procedură de achiziție demarată. Un alt proiect în curs de implementare va pune la dispoziția vâlcenilor o aplicație prin care aceștia vor putea realiza schimburi electronice de documente, completare de formulare online și furnizarea de notificări automate în mai multe domenii, precum dosare de locuințe sociale și pentru tineret, ordine și siguranță publică, disciplină în construcții, activități comerciale, ocuparea domeniului public, permise de liberă trecere. Termenul de finalizare pentru acest proiect este iunie 2022. Aceste proiecte beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de peste 15.800.000 de euro. Miercuri a avut loc Târgul Județean de Știință și Tehnologie pentru Copii, în cadrul Bibliotecii Județene Antimi Vreanul din Râmnicu Vâlcea. Participanții au avut vârste cuprinse între 10 și 14 ani, iar câștigătorii, o echipă din Pietrari, va reprezenta județul nostru la nivel național.
Biblioteca județeană Antimi Vireanul Vâlcea a organizat pe 28 octombrie a patra ediție a Târgului Județean de Știință și Tehnologie pentru Copii. Participanții cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani și-au prezentat proiectele prin intermediul unei platforme online. Așa cum probabil ați avut ocazia să observați pe pagina noastră de Facebook, aseară, între orele 4 și 5 și jumătate, a avut loc această ediție în mediul online de data aceasta. O ediție care s-a desfășurat, să spun așa, oarecum asemănător ca cele petrecute anterior, grație unei platforme electronice, ce ne-a oferit posibilitatea să amenajăm, să spunem, Târgul de Știință în spațiul virtual, aproape identic cu cel petrecut în spațiu fizic. Participanții și-au pregătit proiectele timp de un an, primind suportul necesar din partea personalului bibliotecii. Copiii din bibliotecile publice din Pietrari, din Frâncești, Tetoiu și chiar din Biblioteca Județeană Vâlcea s-au înscris la acest târg cu proiecte de robotică și programare și tehnologie realizate de ei înșiși sub îndrumarea bibliotecarelor. Impactul cred că a fost unul destul de, eu știu, motivant asupra lor, în sensul că au reușit să-și facă în felul acesta cunoscute eforturile pe care le-au depus în cadrul clubului de coding din bibliotecă timp de un an de zile. Proiectele celor mici au fost diverse, venind cu idei precum un robot sanitar, un radar de monitorizare sau controlul unui LED. Juriul a urmărit prezentările elevilor și a votat tot online cei 4 câștigători. Proiectul cu care au câștigat este un radar de monitorizare a mișcării pe care ei înșiși l-au conceput sub îndrumarea bibliotecarei, așa cum am spus, în cadrul clubului de coding din Biblioteca Publică Locală Pietrari. Tot în cadrul acestui eveniment au fost prezentate și proiecte realizate de elevi care activează în cluburile de robotică din cadrul colegiilor Alexandru Lahovari, Mircea cel Bătrân și Matei Basarab. Echipa câștigătoare va reprezenta județul la Târgul Național de Știință și Tehnologie la începutul lunii decembrie. Postul local Antena 3 Vâlcea este partener media al evenimentului. Primarul din localitatea Păușești a câștigat alegerile locale cu un procent de 89,9%. Acesta a fost invalidat însă de prefect pe motiv că a candidat din partea unui alt partid decât cel în care era membru în mandatul trecut. Cătălin Avan a obținut în urma alegerilor locale un procent covârșitor de 89,9% din voturi pentru primăria de la Păușești. Acest mandat ar fi trebuit să fie al doilea pentru Cătălin Avan, dar prefectul Sebastian Furtat a decis să îl invalideze. Prefectul a motivat decizia de invalidare prin faptul că domnul Avan și-a schimbat opțiunea politică față de primul mandat. Serviciul juridic al instituției prefectului presupune că în candidatura la un alt partid față de cel cu care ai câștigat alegerile și care ai fost ales local, presupune demisia din partidul în care ți-ai făcut 4 ani mandatul și în acest caz au tradus dânsii interpretarea dumnealor proprie la Vâlcea că trebuie să pierdem mandatul de primar, eu și încă 3 colegi. Prezent în cadrul emisiunii Analiza Zilei, moderată de Magda Popescu, Cătălin Avan susține că nu este altceva decât o răzbunare politică a reprezentanților PNL Vâlcea din cauza diferenței mari de voturi în favoarea sa în urma alegerilor. La Vâlcea, domnul Gângu a fost victima dumneavoastră practică pentru a... Victima, da? Supărării domnului Buican că la Păușești a luat voturi foarte puține și coroborat cu înfrângerea dumnealui, probabil că la nervi luni dimineața, sigur nu l-a probabil. În același timp, prefectul județului Sebastian Fârtat a susținut că el doar a respectat codul administrativ și că a intervenit doar în cazurile sesizate. Secretarii primăriilor au înaintat la prefectură un referat, iar pe baza referatului, toți primarii care au candidat de la alt partid decât cel pe care îl reprezentau, au fost demiși prin loc pentru câteva săptămâni. Asta este legea, este codul administrativ, nu puteam să nu-l aplic.
Cătălin Avan este deranjat mai ales de faptul că acest cadru legal a fost aplicat preferențial în doar câteva județe. Vă mulțumesc pentru atenție! Vali și Georgiana sunt în continuare gazdele dumneavoastră la matinalul Fii Antenă. O zi cu voie bună vă doresc!